Făina de greiere a început deja să fie comercializată în România de o firmă specializată în vânzarea de produse bio, iar prețul este la fel de șocant cum este și ideea de a mânca insecte. Cetățenii sunt sceptici și spun că nu ar încerca nici în ruptul capului. Potrivit descrierii, făina de greier se prepară din greieri mari fără aripi. Un exoschelet nu este format încă, astfel că insectele sunt mai ușor de digerat. Făina proteică din greieri are o ușoară aromă de nucă și este bogată în proteine, scriu comercianții. Făina este făcută 100% din greieri și conține proteine de aceeași calitate ca și carnea de vită, 70% proteine. Are mai mult omega-3 și omega-6 decât somnul. E ceva peste puterile omenești. E inuman așa ceva. Ăștia care aprobă treaba asta înseamnă că nu sunt... În primul rând, nu sunt oamenii ei, nu sunt... N-au nimic fin în ei. Oribil. Deci n-ați folosi așa ceva. Ajungem noi să mâncăm insecte? Păi de ce? Și când am văzut că face gaură în burta vacii și cu capac și bagă în burte, domnule, eu am crescut cu vacile în curte, nu s-a luat niciun microb, nu m-am îmbolnăvit, toți copilul tata a fost sănătoși, am mâncat lapte de vacă în permanență, nu s-a întâmplat nimic și să nu ne strice omenia și obiceiul de a ne hrăni, pentru că nu e posibil. Greier, doar, doamne, păi eu fac pâine cam des la țară, sau colacii care îi dau de pomană la sărbători, îi fac. Nu știu de părere cum să mâncăm, că eu cumpăr aceea la mare, scoici, nici nu mă uit. Nu, n-ați încercat. Nu, niciodată. Eu nu sunt mufturoasă la mâncare, mănânc orice, nu fac nazuri, dar din ăștia nu. Ori mănânc carne de pui, de porc, de ce-oi avea, dar așa ceva nu-mi trebuie. Comercianții țin să precizeze că oamenii sunt genetic diferiți față de greieri și nu există pericolul să putem lua vreo boală de la ei, astfel încât, prin indigestie, nu putem să ne infectăm cu COVID, gripă porcină sau boala vacii nepune. 100 de grame de făină de greieri costă 96,25 de lei, adică 962,5 lei pe kilogram. Așa ceva n-aș face. Ca și italienii mănâncă toate alea, șerpi, groaște, toate astea, ce naiba. Mai bine luăm un kilogram de fasole sau de brânză sau mâncăm decât greieri sau toate gângânile. N-am încercat, n-aș încerca. De fapt, eu am fost, ce să spun eu, puțin cu plic de probleme cu mâncarea, știți? Dar așa ceva, nu știu. Probabil că sunt persoane care acceptă, care le place. Asta sunt în alte țări ce mănâncă. Câini, șobolani, așa că până la urmă lumea se va obișnui și cu gândul acesta. În vara anului trecut, ministrul agriculturii Petre Daia a îndemnat românii să nu consume acest produs, mai ales că România au o mâncare tradițională deosebit de gustoasă. Nu mâncați făină de greier, ce căutați cu greierii, lăsați-i să cânte acolo unde sunt. Noi mâncăm ce trebuie să mâncăm. Mâncăm sarmale, mâncăm cârnați, mâncăm ouă de găină. Folosim. Am auzit așa ceva, nu o să folosesc, pentru că în Biblie spune că noi trebuie să consumăm carne curată, acolo în Levitic scrie ce trebuie să mâncăm și ce nu. Și nici de cum greieri și toate spurcăciunile. Așa sunt spurcăciuni. Satana asta-ți vrea să spurce copilul lui Dumnezeu. Deci așa ceva nu o să mănânc niciodată. Așa ceva nu o să mănânc niciodată. De a ști că mănânc o ceapă la 3 zile. Și o bucată de mămăligă. Comisia Europeană a autorizat în februarie comercializarea greierilor de casă, Acheta Domesticus, ca aliment nou în Uniunea Europeană, acesta devenind astfel a treia insectă care primește aprobare de consum.